documentul pe care Tudorel Toader îl ținea secret, ce a scris ministrul Justiției în sesizarea la CCR pe revocarea subliniere-FEIDNA. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a sesizat Curtea Constituțională cu un posibil conflict instituțional de natură constituțională între guvern sublinierei presubliniere din CIE, ca urmare a refuzului presublinieredintelui Iohannis de a da curs cererii de revocare a subliniere FEIDNA. Ministrul Toader nu a dorit să facă public textul sesizării, însă acesta s-a scurt totuși sublinierei în presă. Ziarul Adevărul a obținut sesizarea trimisă de guvern la Curtea Constituțională. Interpretarea gramaticală a textului legal care reglementează procedura revocării conduce la concluzia potrivit căreia presubliniereintele României este obligat să revoce procurorul sublinierei FEIDNA la propunerea ministrului Justiției. Aceasta întrucât acțiunea presublinieredintelui este descris prin termenul revoc, iar nu de o eventuală sintagmă de tipul poate revoca. Altfel spus, este reglementată o obligație, iar nu o posibilitate a presublinieredintelui. Fac de această interpretare, refuzul presublinieredintelui României de a da curs propunerii de revocare este lipsit de temei legal, cu consecința, în plan constituțional, împiedicării ministrul Justiției de a sublinierei realiza rolul constituțional, consfințit de articolul 132 alin. 1, din Constituție. Din această perspectivă, refuzul presublinieredintelui apare deopotrivă un act de încălcare a legii sublinierei, un act de încălcare a Constituției, generând un conflict de competențe între acesta sublinierei ministrul Justiției. Cât privește sublinierea interpretarea logic sublinierei sistematică a Constituției, virgulă, susține acea sublinierei concluzia existenței unei obligații a presublinieredintelui de a da curs cererii de revocare, de natură se pun în valoare principiul cooperării loiale între autoritățile publice. Interpretarea este aceea ce, de principiu, într-o procedură care implică mai multe autorități publice, numai una dintre autorități are rol central, decizional, în funcție de sfera de competență vizat de respectiva procedură, celelalte autorități implicate fiind de natura oferii regularitate procedurii, fere a putea bloca punct recunoa subliniere terea unei puteri de blocare a unei inițiative ce ține de sfera de competență a altei autorități ar avea semnificația unei substituiri de competență, ar deschide calea exercitării discreționare a unor atribuții, a sublinierea dar a abuzului de putere. Este, de aceea, cu atât mai necesar trasarea limitelor de competență, circumscrise rolului constituțional al fiecărei autorități într-o astfel de procedură mixtă. Prin urmare, în cadrul procedurii revocării procurorilor cu funcții de conducere, rolul central, decizional în privința de clan sublinierearii, revine ministrului Justiției, concluzie fundamentat pe dispozițiile art. 132 alin. 1, din Constituție, potrivit cărora activitatea procurorilor se desfășoară oare sub autoritatea acestuia. Ministrul
Ministerul Justiției are obligația să-i sublinierei întemeieze legal sublinierei să sublinierei argumenteze propunerea, neputându-se recine, cu siguranță, nici în privința acestuia, o exercitare discreționară a rolului său constituțional. Privește subliniere te presubliniere dintele României, acesta nu poate avea decât rolul vizând regularitatea procedurii. În cauza de fac însă, presubliniere dintele României a înțeles să blocheze pur subliniere și simplu procedura de revocare, comunicând ce nu îi va da curs din considerente de oportunitate. Altfel spus, acesta a opus un răspuns pur politic unei solicitări pur juridice, solicitare întemeiat pe o procedură legală, declan sublinierea sublinierei continuat în exercitarea rolului constituțional al Ministrului Justiției.